de ribiat avem de artificii, petarde, cuțite, tot ce vrei la intrare în pasaj. Unul merge acolo cu camionul cu lemne prin centrul orașului. Stat țara tuturor produselor posibile. Poliția este într-o parte și supraveghează dezastrul de peste drum. Carne, brânză, alcool, vânduți toate de pe jos, în mod tihinic, ilegal. Și poliția supraveghează afacerea. Vin în fața lui să vinde. Angajat mai... Vin în fața lui să vinde. Carne în fața lui să vinde. Motanul cred că nu se vinde. Dar ca motanul stă și poliția acolo peste drum. Mafia cu epoleți îi complice. Dar ieri se lăudau că din piață au confiscat o grămadă de marfă contrafăcută, mai ales alcool. Azi și gata, s-a terminat pocazuha. Chiar pe strada armenească am pus poliția la treabă și l-a prins pe unul cu artificii. Confiscat marfa și aplicat amende, nu? Altfel cum o să-i înveți? Poliția pe ce mută merge strategic partea asta la altă, unde nu se întâmplă nimic. Și găinile care se vând pe jos, astea nu le văd, nu le pedepsesc, le tolerează. Pus în torbă, ne dăm după colț, când pleacă brega, continuăm afacerea. Cam așa se luptă la noi cu... Și gata. Ca să arăt că nu faceți nimic ca să preveniți. Știți cât oameni o să moară de infarct din cauza la petardele astea? Păi bine, eu m-am dus, eu cred că acum pleacă. Da, pleacă până după colț, știu unde pleacă. Nu trebuie confiscată marfa și aplicată amendă. Eu dar ăștia care drept, vând găini pe jos... Eu nu am dreptul să confisc, mă, domnule, te ascult. Am înțeles, ai altă grijă. Ca să creez impresia că e, că e liberă strada, am înțeles. Ce trebuie să fac? Crezi impresia că e liberă strada, eliberezi locurile de parcare, am înțeles, ești parcagiu, nu polițist. Parcagiță. Felicitări, ai făcut studii superioare, juridice, te-ai angajat în MAI ca să păzești locul de parcare de la biroul social de avocați. Halal. Mersi.